Prieteni, vă salut, sunt Cristian Alexandrescu. Iată că Donald Trump amenință China. Statele Unite vor să trimită trupe în Vietnam. Președintele american, Donald Trump, a declarat că poate tăia definitiv legăturile cu China din cauza modului în care țara a gestionat pandemia de coronavirus, sublinind deteriorarea constantă a relațiilor cu a doua cea mai mare economie a lumii, scrie Deutsche Welle. Trump a acuzat în mod repetat China că a ascuns intenționat gravitatea situației din țară și în special din regiunea Hubei. Într-un interviu cu Fox Business de joi, Trump a fost întrebat ce răspuns le-ar oferi Statelor Unite, Republicii Populare Chineze. Sunt o mulțime de lucruri pe care le putem face. Am putea renunța definitiv la relații. Acum, dacă am face asta, ce s-ar putea întâmpla? Am economisit 500 de miliarde de dolari dacă am renunțat definitiv la relații, a declarat Trump într-un interviu din cadrul Fox Business, referindu-se la importurile anuale din China. Tensiunile dintre Washington și Beijing au crescut în continuu pe fondul originii coronavirusului. China a insistat că a fost transparent în abordări. L-ar fi putut opri. Ar fi putut opri totul în China de unde a venit. Dar nu s-a întâmplat așa, a spus Trump. Președintele american a mai spus că pandemia a aruncat o umbră asupra acordului Statele Unite-China, încheiat la începutul anului, pe care îl numise anterior o realizare majoră. Deci, închei un acord comercial, iar acum spun că nu mi se mai pare la fel. Cerneala era încă proaspătă când a venit ciuma și nu mi se mai pare la fel, a spus Trump. În cadrul acordului semnat în ianuarie, Beijingul a promis să cumpere bunuri în valoare de 250 de miliarde de dolari într-o perioadă de 2 ani, în timp ce Washingtonul a fost de acord să elimine o serie de tarife pentru produsele venite din China. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat că taie legăturile bilaterale cu China, cea mai recentă explozie într-un război de cuvinte din ce în ce mai violent, între cele mai mari economii din lume despre originile virusului care a ucis mai mult de 300 de mii de oameni. Președintele american Donald Trump a afirmat de curând că nu dorește pentru moment să vorbească cu omologul său chinez Xi Jinping, amenințând chiar să întrerupă orice relație cu Beijingul din cauza atitudinii acestuia față de noul coronavirus. Am o relație foarte bună cu el, dar pentru moment nu vreau să-i vorbesc, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox Business Network. Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de incapacitatea Chinei de a controla propagarea noului coronavirus, apreciind că pandemia în curs este susceptibilă să pună sub semnul întrebării acordul comercial între cele două prime puteri economice mondiale, confirmă Reuters. Epidemia de COVID-19 s-a declanșat în decembrie la Wuhan, în China, și a început să se răspândească într-un moment în care Washingtonul și Beijingul au semnat în ianuarie acordul comercial, așa numit faza 1, prezentat atunci ca un mare succes de către președintele Statelor Unite. Sunt foarte dezamăgit de China, a insistat el în interviul menționat conform Reuters. De câteva săptămâni, Donald Trump acuză autoritățile chineze că au disimulat amploarea epidemiei apărută la sfârșitul anului 2019 în orașul Wuhan și că au facilitat astfel propagarea sa. Beijingul dezminte și afirmă că a transmis cât mai rapid posibil toate informațiile Organizației Mondiale a Sănătății și altor țări, între care Statele Unite. Ei nu ar fi trebuit să lase asta să se întâmple. Am încheiat un acord comercial formidabil și acum afirm că nu mai este același lucru. Cerneala pe document abia se uscase când a venit epidemia, a spus Trump. Acordul parafat în ianuarie de China și Statele Unite prevede că Beijingul să crească cu cel puțin 200 de miliarde de dolari, 185 de miliarde de euro, în 2 ani importurile sale de bunuri și servicii americane. În contrapartidă, Washingtonul urmează să reducă taxele vamale impuse produselor chineze importate de Statele Unite de la începutul conflictului între cele două țări. Un cotidian chinez apropiat puterii a relatat recent că unii consilieri ai autorităților de la Beijing sugerează ținerea unor noi negocieri, ba chiar o anulare a acordului. Donald Trump a reiterat la Fox Business Network că nu este interesat de o renegociere. Întrebat despre diferitele măsuri de retorsiune pe care le-ar putea avea în vedere împotriva Chinei, el a amenințat: există multe lucruri pe care le-am putea face. Am putea rupe orice relație, potrivit AFP. Dacă am face-o, ce s-ar întâmpla, a continuat Trump.
Dacă am rupe orice relație, s-ar economisi 500 de miliarde de dolari, a mai spus președintele american. În timp ce serviciile de informații americane au conchis că noul coronavirus nu a fost nici creat, nici modificat genetic de om, șeful diplomației Statelor Unite, Mike Pompeo, a apreciat la începutul lunii că există numeroase elemente care dovedesc că virusul provine dintr-un laborator de virusologie chinez. În interviul acordat Fox Business Network, înregistrat miercuri, Donald Trump evocă mai mult gestionarea epidemiei de către China decât originea virusului, notează Reuters. Avem multe informații și ele nu sunt favorabile. Fie că acesta provine dintr-un laborator sau de la lilieci, el vine din China și ar fi trebuit să-l oprească. Ar fi putut să-l oprească la sursă, dar a scăpat de sub control, a insistat Donald Trump. Printre cei mai aprinși contestatari a lui Trump s-a numărat și celebrul basketbalist Jeremy Lin, care a făcut carieră în NBA. Și alte vedete din China s-au declarat revoltate de expresia folosită de președintele Statelor Unite. Întrebat dacă el crede că a fost rasist când a numit COVID-19 virusul chinezesc, Donald Trump a răspuns ferm: nu am fost rasist deloc. Nu, deloc. Vine din China, de asta l-am numit așa. Vine din China. Vreau să fiu foarte clar. Iubesc foarte mult toți cetățenii țării noastre, dar după cum știți, China a încercat să spună la un moment dat, poate a încetat acum, că virusul s-a răspândit din cauza soldaților americani. Asta nu se poate întâmpla. Nu se va întâmpla cât timp eu sunt președinte. Virusul vine din China, a mai spus Trump. Adăugarea de combustibil la foc sunt zvonuri persistente conform cărora Statele Unite doresc să se întoarcă în Cam Ranh Bay, în Vietnam. China a cerut Statelor Unite să o întâlnească la jumătatea drumului și să consolideze cooperarea în lupta împotriva pandemiei coronavirusului. A urmat amenințările lui Trump de a rupe legăturile bilaterale într-un interviu în cadrul emisiunii Fox Business News. După ce liderul american a descris pandemia COVID-19 drept ciuma din China, Global Times, controlat de Partidul Comunist Chinez, consideră că retorica lui Trump este prostia strategiei electorale, relatează RF1. Tensiuni care au venit la pachet cu publicarea unui raport comun de către FBI și Agenția de Cibersecuritate și Infrastructură, CISA, din 13 mai, susținând că actorii cibernetici afiliați cu Republica Populară Chineză vizează organizațiile americane care efectuează cercetări cu privire la vaccinuri și alte tratamente pentru combaterea COVID-19. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Zhao Lijian, a declarat că China deplânge și se opune afirmațiilor atât de calomnioase, sublinind că răspândirea zvonurilor nu va pune capăt pandemiei. Amenințarea lui Trump a venit la o săptămână după un apel comercial între negociatorii americani și chinezi, în care ambele părți au subliniat angajamentul lor față de acordul de afaceri, faza 1, încheiat în ianuarie. Între timp, informațiile potrivit cărora Statele Unite ar putea să-și reînnoiască armata în Asia de Est fac ca Beijingul să fie din ce în ce mai nervos. Raportul strategiei Indo-Pacific din 2019 al Ministerului Apărării al Statelor Unite descrie China ca o putere revizionistă care subminează sistemul internațional din interior prin exploatarea beneficiilor sale, în timp ce caută hegemonia regională Indo-Pacific. La rândul ei, China, în propriul raport Apărarea Națională și Noua Eră, susține că Beijingul își exercită suveranitatea națională pentru a construi infrastructură și a implementa capacitățile defensive necesare pe insulele și recifele din Marea Chinei de Sud. Un subiect ultrasensibil pentru US Navy. În practică s-a ajuns la construcția unor piste aeriene și a altor structuri permanente pe litoralele și insulele nelocuite, precum insulele Spratly și Paracels, într-o zonă strategică contestată de Filipine, Malezia, Brunei și Vietnam. Statele Unite și-au mărit prezența militară în zona Pacific, aproximativ 250 de baze militare americane, dintr-un total de peste 800 la nivel global, sunt situate în Asia de Est, 113 în Japonia, 83 în Coreea de Sud și 47 pe insula Guam. Însă cea mai atractivă opțiune se poate dovedi a fi fostul inamic Vietnam, întrucât o astfel de alianță le-ar oferi americanilor
acces reînnoit la portul de mare adâncime al Kamran Bay, cel mai mare din Asia, în contextul în care Statele Unite și-au pierdut accesul în Filipine. De câțiva ani, navele de război ale Statelor Unite au vizitat Vietnamul. Ultima astfel de vizită a fost când portavionul USS Theodore Roosevelt a aruncat ancora în portul Da Nang în martie. China este agresivă. Mulți colegi americani văd un parteneriat dintre SUA și Vietnam, comentează Carl Aichea, profesor emerit la Academia Australiană a Forțelor de Apărare. O nouă clauză din Cartea Albă a Apărării Naționale din Vietnam, 2019, relevă că Hanoiul va lua în considerare dezvoltarea relațiilor militare necesare și adecvate cu alte țări. Statele Unite vor accesa acolo, spune Thayer. Vor să obișnuiască vietnamezii cu vizite regulate. Dar guvernul de la Hanoi va avea grijă să nu irite Beijingul. China este cel mai mare partener economic al Vietnamului, care nu are vreun interes să o transforme în dușman permanent. Prieteni, om trăi și om vedea, vă doresc multă sănătate. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând.